investit în tine cunoscând locuri noi, înconjurându-te de oameni cu alte obiceiuri. Te-ai întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă nu erai la momentul potrivit în anumite situații care ți-au schimbat viața? Da, bineînțeles. În primul rând, cred că experiența de viață ar fi fost alta, mai săracă, probabil, și cu siguranță n-aș avea ce să vă povestesc astăzi. Sau n-aș fi avut, sau n-aș avea ce să povestesc, nu știu, copiilor mei. Trăsăturile unui aventurier sunt curiozitatea, determinarea. Mulți dintre noi visăm să trăim aventura vieții noastre făcând în conjurul lumii. Ce ne-ar mai trebui să transformăm visele în realitate? Nimic, doar faptul că sunteți și că sunteți voi. Absolut nimic, doar să ții un rucsac și eventual un prieten și să pleci. În ce fel te-a influențat acest stil de viață? Au fost și influențe pozitive, dar să știi că și negative. Au fost și situații care mi-au dăunat cumva pe parcursul vieții, în urma acestor călătorii, dar marea majoritate au fost experiențe pozitive și benefice dezvoltării personale. Există o destinație unde v-ați dorit să ajungeți întotdeauna, dar încă nu ați reușit să îndepliniți acest vis până acum? Da, n-am ajuns încă în Nepal. Una din primele călătorii avea ca destinație Nepalul, dar nu am ajuns. Concluzia a fost că, sau este că, cu cât îți propui mai multe călătorii sau cu cât îți propui mai multe trasee, cu atât șansele de a face o parte din ele în condiții de siguranță, cu atât șansele sunt mai mari. Mulțumesc mult!